În România sunt raportate 5.010 cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și 946 de cazuri sunt reconfirmate în urma retestărilor. Astfel că în Arad sunt 28 de cazuri reconfirmate, în Caraia Severin sunt 11 cazuri, în Dolj sunt 53, Gorjul are 15 cazuri reconfirmate, județul Hunedoara are 34 de cazuri, județul Mehedinți 6, iar județul Timiș are 52 de cazuri reconfirmate prin retestare. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 6.286.442 de teste PCR și 400.798 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 27.588 de teste PCR, 15.891 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.697 la cerere și 9.995 de teste rapide antigenice. România a ajuns la 850.362 de persoane diagnosticate cu COVID-19 și 777.715 persoane au fost declarate vindecate. Datele Institutului Național de Sănătate Publică ne arată și numărul cazurilor de îmbolnăvire raportate de fiecare județ. Aflăm astfel că județul Arad are 18.299 de cazuri cu 106 cazuri noi față de ieri, Caraia Severinul are 8.712 cazuri cu 48 de cazuri noi față de ieri, județul Dolj are 20.902 persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 cu 103 cazuri noi față de ieri, în timp ce județul Gorj are 7.620 de persoane cu 73 de cazuri noi, județul Hunedoara a ajuns la 16.976 de cazuri cu 153 de cazuri noi, județul Mehedinți înregistrează 6.395 de persoane diagnosticate cu 28 de cazuri noi față de ieri, iar județul Timiș înregistrează 339 de cazuri noi, atingând pragul de 42.983 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2. România are 21.360 de decese în rândul persoanelor cu COVID-19, 108 înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Arad, Caraia Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți și Timiș. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.515. Dintre acestea, 1.166 sunt internate la ATI. 51.145 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, în timp ce alte 14.125 se află în izolare instituționalizată, iar 53.309 persoane se află în carantină la domiciliu și 113 în carantină instituționalizată. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat 4.696 de sancțiuni contravenționale în valoare de 848.510 lei. Poliția animalelor își intră în drepturi în județul Caraia Severin. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție va fi funcțional un birou care va avea încadrați polițiști, dar și medici veterinari. Ultimul examen pentru completarea personalului va avea loc sâmbătă 13 martie. De asemenea, parcul auto al inspectoratului a fost dotat cu auto specială, prevăzută cu un compartiment destinat pentru transportul animalelor. În scurt timp, polițiștii vor putea emite un ordin de plasare a unui animal rănit sau maltratat într-un adăpost. Proiectul de înființare a Poliției Animalelor a fost lansat vara trecută de către senatorul Marcel Vela. 32 de kilometri din rețeaua de distribuție a gazelor naturale din municipiul Arad vor fi modernizați în acest an. Compania Delgaz Grid anunță că va investi 12 milioane de lei în înlocuirea de conducte și branșamente de gaze naturale din oraș. În 2020 au fost modernizați aproximativ 4 kilometri din rețea și s-au realizat lucrări de protecție a conductelor pe o lungime de 5 kilometri în localitatea Vladimirescu. Tot anul trecut, sistemul de distribuție a gazelor naturale din județ a fost extins cu peste 6 kilometri. De asemenea, unul dintre cele 8 autolaboratoare achiziționate de companie pentru detectarea eventualelor scurgeri de gaze naturale a ajuns în dotarea echipelor care gestionează rețeaua din județul Arad. Bucatele ecologice preparate cu grijă în casă, uneltele agricole gata să fie folosite pentru curățenia de primăvară și nu numai. Invitații de seamă, muzica și voia bună sunt elemente de care locuitorii din Oravița și Răcășdia din Caraș Severin nu se vor putea bucura nici în acest an, târgurile agricole organizate în ultima duminică din martie fiind anulate ca urmare a contextului pandemic. Până la apariția noului coronavirus pe teritoriul României, târgurile de primăvară din Valea Carașului adunau mii de oameni întâmpinați cu diferite produse tradiționale, meșteșugărești și cu oferte care mai de care mai interesante, inclusiv cele care priveau vânzarea de animale vii.
A venit ziua care poate decide pentru totdeauna soarta uneia dintre cele mai importante clădiri cu istorie culturală din Arad. Astăzi, aleșii municipali sunt chemați să voteze pentru neexercitarea dreptului de preemțiune privind achiziționarea Teatrului Vechi din Arad. Cu două zile înainte, societatea civilă arădeană a făcut front comun și a redactat o scrisoare deschisă cu scopul de a salva acest monument istoric. În cadrul scrisorii, asociațiile semnatare propun autorităților realizarea unui parteneriat public-privat pentru transformarea Teatrului Vechi și a casei Hirsch într-un complex de interes cultural și turistic de nivel european. Societatea civilă le amintește în plus consilierilor municipali faptul că votul fiecăruia dintre dumneavoastră va rămâne înscris în arhiva publică a Aradului și va fi apreciat ca atare. Rămâne de văzut dacă aleșii municipali vor fi sensibilizați de poziția publică a societății civile sau dacă vor ține cont doar de directivele de partid. Reamintim că filiala locală a USR Plus a precizat la începutul săptămânii că aleșii municipali ai formațiunii politice vor opta pentru achiziționarea Teatrului Vechi. Cube TV revine cu detalii despre acest subiect în jurnalele următoare. Investitorii din stațiunile în care se practică sporturi de iarnă consideră inoportună noua restricție impusă la nivel național, potrivit căreia gradul de ocupare a spațiilor de cazare va fi redus la cel mult 70% din capacitatea maximă. Potrivit hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență în vestul țării, noile reguli se vor aplica în zona Borlova, Muntele Mic și la Straja, în județul Hunedoara. Foarte mulți dintre turiști și-au rezervat deja vacanțele, spune omul de afaceri Emil Părău, care a investit în stațiunea Straja. Măsurile restrictive urmează să fie impuse la nivel național din 14 martie. Primăria Oțelul Roșu din județul Caraș-Severin a decis să modernizeze relația cu contribuabilii pentru a se alinia centrelor urbane moderne din țară și a permite în acest mod accesul cetățeanului la serviciile administrației locale online. Administrația orașului de pe Valea Bistrei își dorește să ofere cetățenilor o mai mare libertate de mișcare și o disponibilitate permanentă. Așa cum a precizat edilul orașului, sunt vizate serviciile de taxe și impozite, salubritate și restul compartimentelor la care până acum a fost nevoie să te deplasezi fizic la ghișeu. Unele servicii vor fi menținute ca și până acum la birourile instituției, pentru că nu toate persoanele au acces la dispozitivele moderne. Proiectul de modernizare se va implementa pe o perioadă de 6 luni, pentru ca și angajații compartimentelor respective să se poată familiariza treptat cu programele folosite. Profesorul 21, un model de învățare pe tot parcursul vieții, este programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă lansat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Cei interesați se pot înscrie în perioada 15-30 martie. Cursurile se vor desfășura în regim online din luna aprilie. Programul va consta în 6 săptămâni de activități de curs și seminar, 3 săptămâni de activități de laborator, practică, mentorat și o săptămână dedicată evaluării. Participarea la acest program oferă numeroase beneficii. Printre acestea se regăsesc dezvoltarea de competențe complementare, specializării în domeniul limbă și literatură, ori limbi moderne aplicate, în acord cu nevoile sau cerințele, precum și obținerea unor rezultate imediate, spun cei de la UVT. Data de 1 decembrie 2021 a fost anunțată de factorii responsabili pentru organizarea primului spectacol după reabilitarea Casei de Cultură. În municipiul Hunedoara continuă lucrările de reabilitare a Casei de Cultură, proiect finanțat în baza asocierii Consiliului Județean cu Primăria Municipiului. Până în acest moment, lucrările s-au executat în termen, iar rezultatul este mulțumitor. Urmează o etapă în care constructorul va trebui să realizeze o serie de lucrări în interior, de la mecanica scenei, montajul fotolilor pentru public, până la finisaje, cum sunt restaurarea și refacerea elementelor de decorație arhitecturală, lucrări de refacere a pardoselii și a scărilor, de recondiționare și restaurare a tâmplăriei cu schimbarea elementelor deteriorate. De asemenea, trebuie modernizate birourile și grupurile sanitare, dar și instalația electrică și de iluminat, lucrările exterioare fiind deja finalizate. În prima săptămână a acestei luni au fost distribuite către unitățile administrativ-teritoriale din Caraș-Severin pachete cu alimente aferente programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Pachetele distribuite la nivel de județ conțin făina albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, diferite conserve și compot de fructe, a declarat prefectul Cristian Gâfu, coordonatorul operațiunii. Beneficiarii finali sunt persoanele singure cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de alocație pentru susținere familiei, precum și persoanele sau familiile aflate temporar în situații critice de viață. Distribuția în fiecare localitate se realizează în termen de 45 de zile calendaristice de la recepția pachetelor cu alimente pentru beneficiarii finali din categoriile venit minim garantat și alocație și în termen de 15 zile pentru celelalte categorii.
Autoritățile din România au decis suspendarea vaccinării cu lotul AstraZeneca ABV-2856, oprit de la utilizare în Italia. Se continuă vaccinarea cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutică AstraZeneca din celelalte loturi existente în momentul de față. Se înlocuiesc cele peste 4.000 de doze neutilizate prezente în centrele de vaccinare pentru ca procesul de imunizare să nu fie afectat. Această decizie a fost luată ca o măsură de precauție extremă, fără să existe în acest moment în România niciun argument științific care să fie impus această hotărâre. În România, peste 77.000 de cetățeni au fost vaccinați cu lotul ABV-2856, motiv pentru care coordonatorul campaniei de vaccinare a transmis un mesaj de informare tuturor persoanelor. Medicul Valeriu Gheorghiță le recomandă românilor să nu intre în panică și să solicite ajutorul medicului în cazul în care starea de sănătate suferă orice modificare. Modernizarea și reînnoirea căilor ferate reprezintă pachetul de investiții pe care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii îl are în vedere. Se dorește ca viteza de deplasare a trenurilor să ajungă la un nivel optim și decent, care să reducă timpii de deplasare atât pentru călători cât și pentru mărfuri, pentru a face transportul feroviar atractiv. De asemenea, se vrea modernizarea trenurilor cu tehnologii moderne pe bază de hidrogen, electrice, în așa fel încât să se reducă nivelul de poluare. În paralel, trebuie să crească capacitatea instituției și a companiilor cu care se lucrează pentru a fi capabile să gestioneze problemele și să fie cât mai eficiente. Acest lucru vine în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri și ale cetățenilor cu un serviciu de calitate, a spus Ramona Moldovan, secretarul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Parlamentul European solicită o cotă privind numărul de persoane cu dizabilități angajate în companii, în special cele mari, și spune că Uniunea Europeană ar trebui să dea un bun exemplu cu o astfel de acțiune. Abaterile ar putea fi întâmpinate cu sancțiuni eficiente și proporționale, care ar putea promova astfel un mediu de lucru inclusiv. Eurodeputații au declarat că accesul egal la piața primară a muncii este departe de realitate pentru majoritatea persoanelor cu dizabilități. Rata de angajare a acestora este de puțin peste 50%, în timp ce pentru persoanele fără dizabilități este de aproximativ 75%. Propunerile parlamentarilor au fost în principal în favoarea includerii persoanelor cu dizabilități pe piața deschisă a muncii. Ei au subliniat că atelierele protejate ar trebui să fie o opțiune doar pentru o perioadă limitată de timp. Statele membre ar trebui să asigure de asemenea recunoașterea reciprocă a statutului de handicap. Cardul european pentru dizabilitate, care potrivit comisarului pentru egalitate Helena Dalli, este valabil în prezent în 8 state membre, urmează să fie extins în întreaga Uniune Europeană până la sfârșitul anului 2023. Înscrierea de anul acesta la clasa pregătitoare vine cu noi reguli. Evaluarea psihosomatică efectuată în cazul copiilor care au urmat grădinița și care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2021 și până la 31 decembrie 2021 nu se va mai face la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Este nevoie de evaluarea psihosomatică doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița și pentru cei care acum s-au întors în țară și vor înscrierea în clasa pregătitoare. Cei mici se vor înscrie la școală pe baza unei recomandări eliberate de grădiniță. O altă noutate este dispariția evenimentului Ziua Porților Deschise, prin care părinții puteau să viziteze școala și să stea de vorbă cu învățătoarele care preluau copiii nou intrați în clasa pregătitoare. În locul acestui eveniment, noile reguli spun că toate unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare în anul școlar 2021-2022 organizează acțiuni de promovare a ofertei școlii pe site sau prin afișare la avizierul școlii. Consiliul Național al Elevilor cere Ministerelor Finanțelor, Educației, Afacerilor Interne și Justiției să ia toate măsurile pentru a fiscaliza meditațiile și a-i amenda pe profesorii care nu declară aceste surse de venit. Meditațiile reprezintă în România o adevărată industrie, consideră Consiliul, iar multe cadre didactice organizează meditații cu elevi de la clasă, fapt care generează un conflict de interese. Numărul profesorilor care în 2019 au declarat că obțin venituri suplimentare din meditații a reprezentat puțin peste 2% din total. Un raport al Ministerului Educației de anul trecut arată că aproape jumătate dintre elevii de clasa 8-a și a 12-a merg la meditații. Nedeclararea unor venituri reprezintă evaziune fiscală. Dascălia căror atitudine reprezintă un reper moral pentru copii nu trebuie să recurgă la astfel de practici, afirmă Consiliul Național al Elevilor. Agenția Europeană a Medicamentului a aprobat vaccinul anticovid Janssen de la Johnson & Johnson. În urma evaluării, Agenția Europeană pentru Medicamente a concluzionat că datele privind vaccinul îndeplinesc criteriile de eficacitate, siguranță și calitate. Acesta este primul vaccin care poate fi utilizat cu o singură doză. Autoritățile din întreaga Uniune Europeană vor avea o altă opțiune de a combate pandemia și de a proteja viețile și sănătatea cetățenilor, a declarat Emer Cook, directorul executiv al Agenției Europene a Medicamentului. Rezultatele unui studiu clinic care a implicat peste 44.000 de persoane din Statele Unite, Africa de Sud și țările din America Latină
Moderna au constatat că vaccinul a fost eficient în prevenirea COVID-19 la persoanele cu vârstă de 18 ani. Studiul a arătat o reducere cu 67% a numărului de cazuri simptomatice COVID-19 cu 2 săptămâni de la administrare la persoanele care au primit vaccinul. Cele mai frecvente efecte secundare au fost durerea în braț, cefalea, dureri musculare și senzația de greață. A doua jumătate a lunii aprilie înseamnă undă verde pentru programele Rabla Classic și Plus. Potrivit ministrului mediului, primele rămân ca până acum 6.500 de lei tichetul Rabla Classic, 20.000 de lei prima pentru o mașină hibrid și 45.000 de lei pentru una electrică. Anul trecut, 4.000 de români și-au cumpărat o mașină verde prin programul ministerului. Ministrul mediului spune că programele Rabla Classic și Rabla Plus vor avea cel puțin bugetele de anul trecut. Asta înseamnă că vor fi disponibile peste 60.000 de tichete Rabla Classic și Eco-tichete pentru aproximativ 4.000 de mașini verzi, hibrid sau electrice. Programele iau startul luna viitoare cu o ușoară întârziere. Anul trecut, în plină pandemie, cele două programe au salvat piața, dar per total 2020 a fost slab la capitolul vânzări de mașini noi. Cifrele în România au scăzut cu 22% față de 2019. Mașinile nepoluante și-au continuat însă trendul ascendent. Anul trecut, vânzările de autoturisme verzi s-au dublat față de 2019 și este de așteptat ca și în acest an dorința românilor pentru mașini verzi să fie la fel de mare. Statul vrea să țină pasul și să dezvolte infrastructură și stații de încărcare. Acum sunt aproape 500 la nivel național. Reamintim că sunt deja producători auto care au anunțat că din 2025 vor produce doar mașini prietenoase cu mediul. Părinții aflați în concediu de creștere a copilului care aleg să se întoarcă la serviciu înainte de 6 luni vor primi bani mai mulți, spune ministrul Muncii Raluca Turcan. Mai exact, părinții vor primi 1.500 de lei față de 650 cât aveau până acum. Stimulentul de reinserție nu se poate cumula cu indemnizația de creștere a copilului. Ministrul a mai anunțat că va fi pus în dezbatere publică și proiectul care vizează eliminarea cumulului salariu sau pensie în sistemul de stat. Compania americană de biotehnologie Novavax a confirmat că vaccinul său a avut o eficiență de aproape 90% împotriva COVID-19, dar aceasta s-a redus semnificativ în cazul mutației sud-africane, conform rezultatelor definitive ale testelor sale clinice. La sfârșitul lui ianuarie, Novavax comunicase rezultate intermediare similare. Testele clinice de fază 3 au fost efectuate în Marea Britanie pe mai mult de 15.000 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 84 de ani, dintre care 27% aveau peste 65 de ani. Un alt studiu a fost efectuat pe 2.665 de participanți în Africa de Sud, unde o altă variantă a coronavirusului s-a răspândit pe arii extinse. În acest caz, eficacitatea vaccinului a scăzut la 48,6%. Vaccinul Novavax este administrat în două doze și utilizează o tehnologie diferită de cele folosite pentru vaccinurile deja autorizate pe scară largă în lume. Este un așa numit vaccin subunitar pe bază de proteine care declanșează un răspuns imunitar fără virus. Novavax vrea să depună în curând o cerere de autorizare de urgență în Marea Britanie și în Statele Unite în al doilea trimestru al anului 2021. Serbia va fi prima țară europeană care va produce vaccinul chinezesc Sinopharm împotriva COVID-19, a anunțat președintele Alexander Vučić. Un acord pentru construirea unei fabrici va fi semnat în termen de 2 săptămâni. Finanțarea este făcută de China și Emiratele Arabe Unite. Țară candidată la Uniunea Europeană, Serbia menține relații diplomatice și economice strânse cu Moscova și Beijingul și are curs la comenzi din vaccinul chinezesc Sinopharm și rusesc Sputnik 5. Alexander Vučić a precizat că vaccinurile produse în Serbia ar putea fi livrate chiar și fără costuri suplimentare către alte țări din regiune.